Bună ziua și bine l-am găsit cu Andrei. Ce faci, tati? Papă, băiatul mierea? Cum e mierea? E bună? E bună mierea? Un pic rece, dar e bună, da? Acolo avem apă, tati. Cât de bună e mierea? Bună. Place lui Andrei? Mai papa, vin Da. bine, mai pic. Da. Acolo e ceară, tati, ceară. Greu. Și iese greu de acolo, da. E bună mierea, da, tati? Bine. Asta te o să facă șerbet pentru albinuțe. Da. Bună ziua, iată, după ce am făcut introducere cu Andrei, am să vă prezint necesitățile șerbetului pe care îl voi face, fiindcă indiferent de apicultor, creștem roi. Eu voi îngriji roii cu șerbet. Bun, ce avem nevoie noi pentru șerbet? În primul rând și în primul rând avem nevoie de zahăr. Al doilea ingredient și cel mai important este miere. Aici avem miere de anul trecut. E de calitate foarte bună. Și aici avem apă. Deci vom avea nevoie și de apă. Primul lucru care îl voi face, o să mă întrebați de cantități, nu o să vi le spun direct, vi le spun pe rând. Deci, aici avem apa. Pentru cantitatea de șerbet care o voi face, pentru început am nevoie de 875 de mililitri de apă. Această apă o pun la încălzit și voi adăuga zahăr. După ce apa s-a încălzit, vom introduce zahărul la 875 de mililitri de apă. Trebuie să introducem 5 kg de zahăr. Această cantitate de zahăr o vom introduce aici și o vom umecta, fără a fi pe foc. După ce am introdus zahărul, este umectat, acum îl punem pe aragaz. Iată, aici e pe masă, acum o să-l punem pe aragaz. Acum că l-am pus pe aragaz, trebuie să nu mai agităm deloc această compoziție. Scoatem și lingura de lemn. Deci numai această paletă de lemn se folosește. Acum ne vom ocupa de miere. Mierea fiind cristalizată, trebuie să o topim. Rețeta specifică că trebuie în prealabil mierea să fie încălzită. Deci, va fi încălzită în acest mod. În primul vas am pus apă caldă. Și aici o să fie mierea. Nu este chiar așa tare cristalizată, temperaturile fiind mai calde, are vreo 30 de grade, temperatura camerei. Și cam asta este. O să așteptăm să se încălzească mierea. Încă nu vă zic cantitatea. Între timp, aici vom instala termometru. Gata, siropul este pe foc. Șerbetul, să fim corecți. Mierea este și ea imediat topită. Termometrul este instalat. Eu nu vă recomand să încercați această rețetă fără un termometru. Termometrul este în felul următor, cu o sondă. Eu am pus sonda pe acest băț. Și cam atât. Acum așteptăm să fiarbă și să ajungă la o anumită temperatură. Iată, ea crește. O să vă zic imediat și temperatura la care va trebui să ajungem și ce vom face la acea temperatură. Continuăm cu filmarea. Iată, undeva la 110 grade începe să fiarbă. Ce facem? Această temperatură nu avem voie să agităm, dar începem să spumuim. Eu spumuiesc cu această sutică, punem
în apă. Cam asta facem acum, la această etapă. Iată temperatura, 112 grade. Iată, așa se face spuma. Depinde ce zahăr folosiți. Cu cât e zahărul mai curat, cu atâta o să fie mai puțină spumă. Dacă are impurități mai multe, are mai multe, depinde cum e zahărul, de ce calitate este ea. Deci voi îndepărta această spumă. După ce am spumuit, arată cam așa. El fierbe acum, liniștit. Trebuie să nu cumva să agitați în niciun fel acest sirop, această compoziție. Iată, am ajuns la 113 grade. Mai avem de așteptat. Cam așa arată după ce am curățat deasupra. Acum fierbe și se va umfla un pic. Da? Nu este nicio problemă. E ceva normal. Iată, continuăm cu filmarea. Siropul acesta încă fierbe, șerbetul. Și am ajuns la o temperatură de 117 grade. Ce trebuie să înțelegem la această temperatură este că în momentul în care atingem pragul de 118, vom opri aragazul instant. O să revin când ajung la acea temperatură. Iată, am ajuns la 118 grade, oprim focul. Am oprit focul. Acum introducem mierea preîncălzită. Introducem, nici acum nu amestecăm. Doar introducem mierea și dăm din nou foc și mai fierbem încă 3 minute. Am introdus mierea și am dat să fiarbă 3 minute. Iată, temperatura o să înceapă să scadă. Nu trebuie să ajungă la 118, dar nu mai ajunge. Deci temperatura la care trebuie să oprim focul este 118 grade. După aceea introducem mierea și fierbem încă 3 minute. Lăsăm pe foc 3 minute, chiar dacă fierbe, dar de obicei fierbe. Bun, iată, am ajuns și la cele 3 minute. Oprim focul. De data asta nu-l mai repornim. La 113 grade oprim focul sau 3 minute. Așa arată siropul. În acest moment nu mai umblăm la el. Așteptăm până la o anumită temperatură, care vă zic mai încolo. Ce nu v-am zis este cantitatea de miere adăugată. Cantitatea de miere adăugată este de 1 kg 250 de grame la 5 kg de zahăr și 875 ml de apă. Până la această etapă, cam asta este rețeta. Mai avem de făcut câte ceva. Până se răcește compoziția la o temperatură anume, vă prezint recipientele în care voi turna șerbetul. Iată, este un hrănitor normal de podișor. Am prins în șuruburi, în partea în care nu este afectată, acest hrănitor. Voi lua și voi turna direct aici. Aici voi folosi și opritoarele ca să fie ermetic, adică aproape ermetic o să fie șerbetul după ce îl torn. Albinele îl vor consuma foarte bine, el e prins în ramă, într-o spetează din asta, da? Iată, când mă duc să dau la stup șerbetul, o să introduc rama exact unde vreau să dau. Pentru roișori folosesc această hrană deocamdată.
Voi continua cu etapa următoare a șerbetului. Până atunci avem pregătite recipientele. Deci așteptăm să se răcească. Temperatura o să o aflați la momentul respectiv. Iată, continuăm cu filmarea și am ajuns la acest punct în care termometrul arată 71. Și ce trebuie să facem la această temperatură? La această temperatură, precum vedeți, siropul nu s-a schimbat aproape deloc. Vom îndepărta sonda, vom îndepărta termometrul și vom trece mai departe la următoarea etapă. Înainte de această lucru, voi face o mică recapitulare. Ce am făcut până acum? Deci, cum am început? Am început cu apa, 875 de mililitri de apă, am încălzit acea apă, am adăugat zahărul, am luat de pe foc, bineînțeles, am umectat zahărul, am pus iară pe foc și am așteptat să urce la 118 grade. În momentul în care urca la 118 grade, am adăugat mierea, 1,250 de grame de miere, mierea în prealabil încălzită. Iar acum am ajuns la pasul acesta, în care termometrul arată 71, până scot sonda și pregătesc, o să ajungă la 70 de grade, momentul în care voi face următoarea operație pentru a face șerbetul. Bun, următoarea operație este aceasta. Luăm o lingură de lemn, introducem în această compoziție și vom începe să mestecăm. Trebuie să mestecăm doar într-o singură direcție, cât mai energic, până se va face alb și fin. Bine, eu voi mesteca mai energic și voi reveni când se va înalbi. Cu toate că probabil sunteți curioși și așa să vedeți cum se înalbește, cred că o să las un pic filmarea să meargă. Ia deja se face opac. Trebuie mestecat cât mai bine. Bun, o să întrerup filmarea, că trebuie un pic de forță ca să reușesc să amestec bine. Deci trebuie într-o singură direcție. Iată, după un minut, deja arată așa. O să filmez când e gata. Deci ea se face încet, încet alb. Atunci va fi gata când va fi alb complet. Bun, vă las și continui cu amestecat. Bine, iată, am terminat de amestecat șerbetul. Vreo 10-15 minute trebuie amestecat bine. Curățați bine marginile. El așa arată, e de consistența untului. Iată ce frumos, nu are granulație, nu are nimic. E foarte fin. Acum o să-l torn în forme și mâine numai bun de dat la albinuțe. O să vă arăt și cum e în forme pus. Iată, am pus șerbetul în aceste caserole. Foarte bine, o să stea aici. Cam asta e tot. Albinii o vor consuma cu plăcere. Iată în oală ce a mai rămas, nu mare lucru. Ca orientare, valoarea lui este undeva de 35 de ron kilogramul. Este net superioară orice tip de turtă vreți dumneavoastră. Dacă vrem să adăugăm și o proteină, așteptăm să se răcească la 30 de grade sau medicamentație sau orice om vrea să folosim. Bun, sper că v-a plăcut această prezentare. Să aveți sănătate și numai bine la albinuță.